Dumneavoastră, de unde știți cum trăiește poporul din Republica Moldova? Nu prea cred, cu siguranță. Am fost în fiecare de atâta familia dumneavoastră trăiește în Germania, că aici probabil smurdăresc de asta din roi. Trebuie aici familia... să stea la grădiniță, aici la școală, să bea apa domnule din robinet, să răsufle și atunci eu ați vă cred. Dar dacă dumneavoastră sunteți cumva aici la zarabotcă, atunci eu nu vă cred. Domnule Munteanu, nu e adevărat. În momentul în care eu am 4 copii și o străiesc cu dânsa aici în Republica Moldova, nu plec nicăieri. Ieri, nici acum, nici după asta, domnul. Domnule și eu Munteanu, împărtășesc, părinții mei trăiesc aici, și rudele mele, și vecinii. În momentul în care nu faci așa, eu cred că dumneavoastră sunteți într-o misiune. Și lăsați eu sentimentalismul. Eu salut, nu meriți a fi... Da, sigur, numai dumneavoastră.